să citim un singur verset din Ioan, în capitolul 4, versetul 35. Ioan, capitolul 4, versetul 35. Nu ziceți voi că mai sunt patru luni până la Seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Această seară mă gândeam la o întrebare, stând de vorbă astăzi la masă tot cu Marius și despre alte lucruri, despre misiune. Îmi spunea despre bugetul pe care îl au unele organizații americane. Organizațiile misionare americane au bugete de 10 ori mai mari, cred că, decât bugetul Y4K. Implicarea lor, numărul de oameni care se dedică pentru lucrarea asta este mare. Răspund mult mai mult decât răspundem noi. Etnia noastră, poporul român, este un popor încet la misiune. Iute la mânie, iute la băutură, iute la multe, dar încet la misiune foarte încet. Și întrebarea pe care o pun în această seară este de ce nu face Biserica Română misiune? Dați-mi voi ca în timpul pe care îl avem să încercăm să ne uităm oare de ce Biserica Română este codașă, the laggers of the mission. Am întrebat deseori, în sinea mea, am gândit, statisticele spun că suntem jumătate de milion de penticostali români. Try to imagine. 500 de mii de oameni botezați cu Duhul Sfânt. Îmi amintesc de trezirea din Bujac din 1996, 200 și ceva de tineri. Betel, 2000, 120 de tineri. Au curs apele la stăruințele noastre pe pereți. Au transpirat geamurile. A curs un de lemn în vase. Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt. Și întrebarea mea e, for what? Doar ca să prorocim în bisericile noastre este prea puțin. Oare de ce o coborât Duhul Sfânt în România peste jumătate de milion? O armată de oameni botezați cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. S-au ridicat profeți, s-au ridicat oameni cu cunoștință, s-au ridicat predicatori, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Să, dragii mei, din cunoștințele mele scripturale, Duhul Sfânt a fost dat lumii acestea, mă refer la biserica, lumii evanghelice, lumii lui Dumnezeu, bisericii. Dumnezeu a trimis pe Duhul Sfânt ca să fie puterea de misiune a bisericii. Amin! Asta este definiția fundamentală a Duhului Sfânt. El n-a venit să facă show în adunare. El n-a venit să ne adunăm grămadă când vin proroci, să căscăm gura, să vedem ce mai zice. Ci Duhul Sfânt a venit ca voi să aveți o putere. De ce? Să fiți martori până la marginile pământului. Amin. Este chemarea lui Dumnezeu pentru Biserica Pentecostală. Nu pot să concep o biserică botezată cu Duhul Sfânt, cu o pasiune rece sau deloc pentru misiune. Unde este Duhul lui Dumnezeu, este foc pentru misiunea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt nu-ți dă voie să taci, Duhul Sfânt nu-ți dă voie să stai, Duhul Sfânt nu-ți dă voie să ți pormoneul închis, pentru că El este prin definiție Duhul de misiune a Lui Dumnezeu. Hai să înțelegem, frații mei, că l-am limitat pe Duhul Sfânt la profeție, la tălmăcire și la lucruri spectaculoase, la vindecare, lucruri care sunt pentru noi. Procim pentru noi, ne rugăm pentru bolnavii noștri, e prea mult despre noi, Biserica aceasta, e despre noi. Să Biserica există în lumea aceasta, pentru lumea de afară. Spunea cineva, este singura instituție din lume, Biserica. Singura instituție din lume care nu există pentru beneficiul membrilor ei. Ați auzit? Nu e așa că gândim diferit? Nu e așa că nu vedem Biserica Elim ca o instituție care trăiește pentru binele altora? Cum adică? Da, Biserica ar trebui să fie singura instituție care nu există pentru binele membrilor ei. Pe cum, frate, că asta contrazice teoria fundamentală de la Elim? Totul e despre noi. Frate păstor, nu-mi place asta? Nu mai pune păcutare să predice? De ce cântă numai ăia? De ce nu cântă ea? Totul e despre noi. Gusturile noastre, părerile noastre? N-ar trebui să fie așa. Am întrebat la școală, săptămâna aceasta, poate sună ciudat. Cum vedeți metafora păstorului? În Biblie sunt multe. Păstorul, liderul și am spus eu sunt pastor într-o biserică română și metafora pe care o am în minte e metafora babysitterului. Mă simt ca un babysitter aici. Frate Fedur nu mai da mâna cu mine, nu mai salutat, frate Fedur uh, nu, nu mai pus la predică, nu mai pus la cântare, nu mai schimba schimbat să mă iertați. It's not about you. The church is about the outside world de ce nu face biserica elimisiune? Primul gând pe care l am din acest text și are legătură cu ce spuneam acum. Spunea cuvântul aici, nu ziceți voi? Mai este. Nu-i vremea secerișului. Nu ziceți voi? Biserica română nu face misiune pentru că își zice niște minciuni. Și asta era una dintre ele. Că biserica e despre noi. Este un teatru în care noi suntem actorii și jucăm roluri și ne batem pentru roluri. Pentru că așa e biserica, e despre noi. Nu ziceți voi, zicea Dumnezeu. Și continuă aici. Dar eu vă zic. Cu alte cuvinte, degeaba își spuneau apostolii ce își spuneau. Și li se părea că aveau dreptate. Și nouă ni se pare că avem dreptate. Însă Isus a spus nu. Ce spuneți voi este greșit. Vreau să vă spun eu, zicea Mântuitorul, cum stau lucrurile. Iată, holdele sunt gata acum. Nu ziceți voi. Prima piedică în calea misiunii în biserica română este tocmai aceasta mentalitatea minciunile pe care noi le-am zidit în mintea noastră de ani de zile și le credem din toată inima noastră poate oare un om al lui Dumnezeu să aibă în sistemul lui de gândire în mentalitatea lui minciună? Da. Ăsta e paradoxul. Hai să citim un verset din Sfânta Scriptură, sau chiar două. Spune Pavel în 2 Corinteni în capitolul 10 în felul următor: Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Și m-am gândit, citind pasajul acesta deseori, Doamne, dar oare despre ce război este vorba? Niște arme, spune Pavel aici, puternice, care surpă orice întăritură. Dacă vreți, când citești pentru prima oară, în oare care artileria grea a lui Dumnezeu? Și când folosește Dumnezeu artileria grea? Culmea, nu lupta cu diavolul. Nu în lupta cu firia pământească, nu în lupta, lupta cu păcatul, nu în lupta cu demonii. M-am uitat în 2 Corinteni capitolul 10 și am rămas mirat, șocat. Armele acestea, cele mai puternice, întărite de Dumnezeu, tunurile lui Dumnezeu, rachetele lui Dumnezeu, cele mai puternice arme se folosesc într-un alt război. Și războiul ăsta trebuie să-l ducem noi la Elim, nu cu alții. Războiul ăsta. Spune cuvântul așa. Noi răsturnăm izvodirile minții. Și spune cuvântul aici. Și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând, zice aici, îl facem rob ascultării de Hristos. Slăvit să fie Domnul! Ăsta este războiul nostru! Războiul cu mentalitățile noastre învechite, mucegăite, fosilizate. Ăsta e războiul tău. Cu mentalitățile tale, cu minciunile tale, cu ceea ce gândești tu și nu după Scripturi, spune Pavel, dărâmăm orice gând. Avem arme puternice, nu pentru fratele, nu pentru altă biserică, nu pentru alt grup de frați, nu pentru satana, nu. Este războiul cu gândurile noastre. Cel mai greu război pe care creștinul îl are. Aici traducerea are ea scăpările ei, Cornilescu e mai bătrân decât bunicul și nu mai știe nimeni ce e izvodire. Eu nu mai știu ce e izvodire. Dar aminte copiii ăștia care sunt între două culturi. În limba engleză zice acolo The Fortress of Mind. NIV-ul era de sugestiv. Înțeleg de aici că diavolul zidește fortărețe în mințile noastre. Botezați! Botezați cu Duhul Sfânt! Și construiește fortărețe ale minții. Am rămas șocat în viață să văd oameni predicând cu lacrimi prostii la anvon. Am auzit deseori prostii despre familie la anvon, predicate cu toată convingerea, am auzit trăznăi despre Duhul Sfânt și le aud mereu minciuni despre Duhul Sfânt în adunările noastre, învățături false și predicate cu lacrimi, cu convingere, 100%. Pentru că n-am înțeles că a fi născut din nou, a fi botezat cu Duhul Sfânt, nu te scutește de acest război și poate că l-ai pierdut. Mentalitatea este primul dușman al românului. Noi nu facem misiune pentru că am zidit o mentalitate greșită. Ați auzit deseori în frate, o trebuie să mergem în India. Avem noi India noastră aici. Oh, de câte ori n-am auzit o minciună asta. până terminăm noi lucrarea aici și până nu merg lucrurile bine aici, nu mergem. Vorbeam cu un păstor la biserică de vreo mie și spuneam voi, faceți ceva misiune. Nu, zice, nu suntem pregătiți. Păi cum, o mie de oameni? Încă, zice, lucrăm la biserică, când suntem gata, ready și totul e bine în biserică, atunci facem misiune. Păi, fraților, dacă așteptăm să se facă bine biserica, nu știu când mai facem misiune. Dumnezeu nu ne cere să așteptăm să rezolvăm toate problemele din Biserica Elim, ca să începem să trimitem și noi un misionar. Deseori, când citim acolo Fapte, capitolul 1, noi citim așa. Și hai să-l citesc ca să nu, nu îl stâlcesc, să-l citim așa cum scrie acolo Luca, scritorul doctorul Luca. Că mă tem că aici punem noi niște cuvinte, niște litere. Spune cuvântul, ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martor în Ierusalim, apoi în toată Iudeea, apoi în Samaria și până la marginile pământului. Așa scrie. Nu! Așa l-auzim noi, nici n-ați observat că am greșit. Nu scrie niciodată apoi. Așa îl citim noi. Românul, întâi în Ierusalim, apoi dacă să umple Elimul, dacă să facem mai bine treaba, mergem și facem. Nu zice apoi. În Ierusalim, în Samaria, în Iudeea și până la marginea pământului, deodată. Biserica elim este chemată să se implice în misiune acum, zice Dumnezeu. Ridicați-vă ochii și priviți. Holdele sunt gata acum. Asta e paradoxul bisericilor. Dumnezeu le folosește și când sunt slabe. N-ați observat că Dumnezeu mântuiește oameni și în biserii slabe? Pentru că este Harul Lui care lucrează în noi. Slăvit să fie Dumnezeu. Suntem chemați acum. O altă mentalitate mincinoasă, o minciună. Frate Fedor, biserica română nu are bani. Oare nu este asta o minciună? Spuneam deseori și vreau să vă repet: în Nepal am trăit cu un leu pe zi. 50 de bani mă costa masa de dimineață, 50 de bani masa de seară. Cu 2 dolari, 3, trăiam o săptămână. Și am fost fericit și n-am pierit fără cola, fără McDonald's, fără internet, fără telefon. Și noi, dragii mei, risipim dolari pe lucruri care nu satură. Dumnezeu deja ne-a vorbit dimineață despre această invazie a masmeriei și câți bani se aruncă acolo. Inima mea încă suferă și încă este îndurerată, măcar că biserica elimiește o biserică darnică. Cred că noi ca și etnie românii încă nu am ajuns să dăruim atât cât vrea Dumnezeu. Sunt 100% de asta. Sunt multe lucruri care deranjează în predică, însă niciodată n-am fost contrat mai tare decât atunci când am predicat de dărnicie. Deranjează subiectul acesta. Pentru că este o altă fortăreață pe care o zidit-o vrăjmașul aici și nu vreau să intru aici, despre dernicie zeciuială, însă vă spun clar, nu cred că standardul lui Dumnezeu a coborât de la Vechiul testament la noul testament sub 10%. Nu cred, puteți să mă împușcați, puteți să mă răstigniți aici la învon, nu cred că Dumnezeul nostru care a spus am venit să împlinesc legea a scăzut standardul sub 10% din venitul nostru. Și nu cred că este lună de când l-am înțeles eu pe Dumnezeu în care să nu iasă din casa mea. O spun aici în fața bisericii, Cel puțin 10%. Pentru că mă tem de Dumnezeu. Și spun și eu ca Pavel, dați-mi voie în nebunie să mă laud. Pentru că unii credeți că dărnicia este opțională și ea este alternativă și dacă ne rugăm mai mult, dărui mai puțin. Fals! Una din marile minciuni în mentalitatea românului este că nu putem nu putem financiar. Biserica română este o biserică binecuvântată de Dumnezeu. A sosit vremea să ne trezim și să înțelegem că 90% din populația lumii, cel puțin, este mai săracă decât noi. Decât oricine din sala aceasta, că ești pe welfare sau nu, ești mai bogat decât 90% din populația pământului care nu are acces la un shower, care nu are acces la, la, la mâncarea pe care o ai tu, nu are acces la infrastructură, cel puțin 90% dintre oamenii lumii sunt mai săraci decât tine. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântările lui. Dar vreau în această, această seară să înțelegem că trebuie să dărâmăm niște fortărețe. Mentalitatea. Cuvântul spune mai departe, nu ziceți voi că mai sunt patru luni până la seceriș? Iată eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți. Al doilea lucru pe care îl văd în acest pasaj, spuneam Mântuitorul, ridicați-vă ochii. De aia nu știți că e nevoie în misiune. Pentru că nu v-ați ridicat ochii. A doua piedică în calea misiunii după mentalitate este viziunea. Trăiesc de 30 de ani în Biserica Pentecostală. Viziunea e foarte simplă. Când la formații până mă mărit, să mă vadă feciorii, mă căsătoresc în biserică, am copii și mor. O viziune frumoasă, nobilă, dar limitată. Is that all about life? Having kids and coming to church? Întuitorul spunea, ridicați-vă ochii, pentru că vreau să vă arăt mai mult. Asta e problema noastră, frații mei. Trebuie să ne ridicăm ochii. Viziunea. Viziunea este fundamentală pentru misiune. Să vezi. Să ți se deschidă ochii, să înțelegi lucrarea lui Dumnezeu. Să simți, să vezi ce vede Dumnezeu, să te doară. Pentru lumea care moare în păcat. Dar de atâtea ori nu vedem. Să mă iertați, dar nu reușim să vedem mai departe de geamul de la baie. Nu reușim. Ăla mic. Nu reușim să ne ridicăm ochii din bilurile noastre, din, 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 din mortgage nostru. Nu ne ridicăm ochii din, șapul din nostru. Nu ne ridicăm ochii din familia noastră, din televizorul nostru. Și Duhul spune, spune, ridicați-vă ochii ca să vedeți. Amin. Pentru că numai cine își înalță ochii prin Duhul Sfânt, vede. Și misiunea lui Dumnezeu se vede când îți ridici ochii din ale tale. Mi s-au lipit ochii de ele. Și mă rog lui Dumnezeu să ne deschidă ochii. Era o rugăciune frumoasă a unui om al lui Dumnezeu, un stresat ca mine și ca tine, care spunea, Doamne, Părinte, nu vezi că mai mult decât noi, nu facem față! Nu s-a cu noi? N-avem bani, următorul payment, business-ul, copii, mergem la instrument, mergem la mai știu eu ce, antrenamente, viața noastră, e nice. Și ne stresăm să plutim. Dar zicea aici omului Dumnezeu, Elisei zice cuvântul aici, s-a rugat și a zis, Doamne, deschide-i ochii ca să vadă. Era o armata lui Dumnezeu, era o perspectivă spirituală acolo, dar el nu o vedea. Pentru că nu își ridicase ochii. Mă rog lui Dumnezeu și eu ca robul lui Dumnezeu Elisei, Doamne, deschide ochii bisericii Elim ca să vadă, amin? Ca să vedem nevoia de misiune din lume, nevoia de implicare în evangelizare. Mai este un exemplu pe care poate vi l-am mai dat, mie mi îmi place foarte mult. Atunci când E foarte sugestiv pentru mine și îmi place să-l folosesc așa când mă gândesc la viziune. Atunci când mergi cu avionul, eu mă duc săptămânal, m-am săturat de ele, ca un fel de personal deja. Mă obosește, dar când mă duc cu avionul, mă uit pe gemulețul ăla mic, nu vezi nimic. Cât e lumea văzută pe gemulețul de la avion? Mic, că vezi niște oameni cărând bagaje de aici-colo, nu vezi mai nimic. Dar când avionul ăla decolează, încep să vezi mai mult. Aeroportul ăla devine o jucărie mică, îl vezi tot. După aia te ridici mai sus și Phoenix Valley, ca așa, ca o vale de cuburi, toată valea o vezi. Și te înalți mai sus și mai sus și vezi tot mai departe. Și sunt convins că dacă ar exista un avion care să se înalțe până la tronul lui Dumnezeu, de la tronul lui Dumnezeu, se vede lumea întreagă. Pentru că el a zis, fiindcă atât, de mult a iubit Dumnezeu lumea. De la tronul lui Dumnezeu nu se vede biserica Elim, cum credem noi. Nu se vede poporul român sau biserica penticostală. Suntem etnocentrici. Îi băgăm în ial pe americani, îi băgăm în ial pe toți care nu sunt ca noi. Însă de la tronul lui Dumnezeu, când îl ai pe Duhul Sfânt și ajungi acolo, se vede lumea, fiindcă Dumnezeu iubește lumea, nu românii, nu pe nu pe noi, neamul nostru, ci Dumnezeu a trimis pe Iisus să mântuiască lumea slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Nu vrei să-ți înalți ochii să vezi? Mă rog, Doamne, înalță-ne pe aripile Duhului să vedem. Dragii mei, vreau să spun foarte clar, viziunea o dă Duhul Sfânt. Un om firesc n-are cum să vadă, e orb. Viziunea o dă Duhului Dumnezeu, de aceea mă rog ca Duhului Dumnezeu să ne umple și să ne dea viziune, că El o dă. El este sursa viziunii în biserică și este un verset frumos care spune acolo în 1 capitolul 2, după cum este scris. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Și mulți strigăm, Maranata, vină Domnul Iisuse, ce frumos o să fie acolo. Numai că aici nu se referă la venirea Domnului. Ascultați ce spune următorul verset. Nu însă Dumnezeu ni le-a descoperit. Când? Acum, aici. Nu însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, slăvit să fie El. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, lucruri de, deasupra de viziunea noastră omenească, Dumnezeu le descoperă prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, este vremea să înțelegem că Duhul dă viziune și să ne rugăm lui Dumnezeu. Spune mai, mai jos acolo cuvântul, și cine a cunoscut gândul Domnului? Și desigur, noi am răspunde nimeni. Dar știți ce spune acolo Pavel? Noi însă avem gândul lui Hristos. Același verset. Cine a cunoscut gândul lui Dumnezeu? Noi! Noi care avem pe Duhul Sfânt, suntem botezați în Duhul Sfânt, suntem născuți din nou și vedem cu ochii pe care are Dumnezeu. E mare lucru să vezi ochii, lumea cu ochii lui Dumnezeu. Să-ți deschide Dumnezeu ochii, să vezi lumea cum o vede El. Al doilea lucru spuneam viziunea. Și mă rog lui Dumnezeu și eu ca Elisei, Doamne, deschide-ne ochii. Și dau un îndemn ca și Domnul Iisus, iată eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți. Un alt lucru pentru că timpul trece, spune cuvântul aici, iată eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe, acum gata pentru seceriși. Dragii mei, înțeleg de aici că, de fapt, ucenicii nu erau informați. Nu erau informați, dar eu vă spun: Mântuitorul informează despre ceva ce nu știau. Holdele sunt gata. Dragii mei, este foarte important în lumea modernă să fii informat. Să știi. Una din marile probleme a Bisericii Române, în al treilea rând, este că nu suntem informați. Asta este realitatea. Dacă aș pune acum o întrebare, care este județul cel mai neevanghelizat din România? Care sunt orașele din România care nu au nicio biserică evanghelică? Care sunt țările cel mai puțin evangelizate din lume. Nu știm. Știm rezultatele de la fotbal american sau de la alt? Știm când are concert nu știu ce trupă în oraș? Știm multe! Ne informăm, suntem o generație informată, tinerii uh, spuneam mereu, uh, bat Facebook-ul și, și google de sar, penele, căutăm de toate. Dar nimeni nu caută situația lumii actuale. Misiunea începe când te informezi. În lumea modernă nu se mai poate fără informare, trebuie să știi, să cunoști. Să știi unde este nevoie. Până nu cunoaștem nevoile, nu avem cum să facem misiune. We need information. Dragi tine, dacă tot stați pe YouTube, dacă tot stați pe, pe Google, intrați și căutați lucruri folositoare. Unde este nevoie? Smotociți Google-ul cu folos. Căută un nume de actor, cum se spunea dimineață. Și așa e. Am văzut și eu în casele fraților postării cu Ronaldo. Așa vrei să ajungă copilul tău, mă gândeam. Știm atâtea informații care n-ajută la nimic și urmărim presa, urmărim, căutăm. We google everything. Ce-ar fi să înceapă biserica Elim? Să se informeze, să afle unde, este nevoie. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și, desigur, ceva relaționat de asta, legat de asta. Informația este foarte importantă, trebuie să știi și. Probabil că Mariu știe multe din aceste statistici, însă vreau să ne gândim mai serios. Există eforturi redundante în lume, există misiuni care se bat cap în cap, investiți în locuri care nu se, cuven, se cuvine. Există mult efort risipit în misiunea mondială. Informația, research-ul, studiul, este foarte important să știm unde este cea mai mare nevoie unde trebuie să meargă banii noștri, unde este nevoie de evangelizare, pentru că de foarte multe ori studiam și mi-am dat seama, sunt eforturi redundante, misiunea a devenit haotică, neinformată, mergem și predicăm fiecare cu pătrățica lui, fiecare cu organizația lui și nu știm. E așa de important să ai informația, să știi unde vrea Dumnezeu să mergi, unde este nevoie. A ști este fundamental pentru lucrarea lui Dumnezeu. Avem multă râvnă să schimbăm, aici sau în altă parte, dar știm ce vrea Dumnezeu să schimbăm. Mă gândeam la biserica din Laodicea, ce, ce încrezătoare biserică, ce plină de viață, spunea, pentru că zici, auzi, și asta zicea multe. Sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Dar știți care este primul lucru care îl spune Dumnezeu? Și nu... Știi. Nu știi. Și nu știi că ești sărac, ești călos, ești orb și ești gol. Schimbarea unei biserici vine în urma acestui a ști. Transformarea morală, schimbarea relațiilor dintre noi este atunci când înțelegem și știm. Cea mai tragică situație nu să fii păcătos sau departe de Dumnezeu cea mai tragică poziție nu e să fii o bisericuță slăbuță sau mai puțin spirituală, nu. Cea mai tragică situație este să fim o biserică slabă și să nici nu știm. Nu, asta e culmea. Să fii un pocăit slab, corigent, poate chiar departe de Dumnezeu, nu mai e pocăit de fapt, și să nu știi de aceea mă rog lui Dumnezeu să ne trezească mintea sănătoasă, ca să știm ce avem de schimbat. Ca să știm ce avem de schimbat în casele noastre, în viețile noastre și în biserica noastră. Și nu știi. E așa de important să știm. Și astăzi am aflat din partea lui Dumnezeu că holdele sunt gata acum, aici, astăzi. Slăvit să fie Domnul. Și un timp gând, dragii mei, legat de acesta, spunea cuvântul aici, holdele sunt albe acum, gata. Holdele erau gata, dar ucenicii nu erau gata. Spuneam că, în primul rând, e vorba de mentalitatea care ne am împiedicat. Spuneam de multe ori că e vorba despre viziunea care n-am avut-o suficient, n-am văzut lucrurile cum trebuia să le vedem. Am spus că n-am avut informație. Și vreau să vă mai spun ceva. Cred că Biserica Română nici nu este pregătită. Nu este gata. Trăim cu o impresie greșită că, de fapt, misiunea așa ceva, astăzi mă cheamă Dumnezeu, mâine am plecat, îmi pun amvonul în India, în stradă și predic. Așa ceva nu există. Misiunea a devenit, aș putea spune, aproape o știință. Am 32 de ani, 33 de ani și încă studiez misiunea. Românul trebuie să înțeleagă, tânărul român, că pentru a face lucrarea lui Dumnezeu nu ajunge să te predai la o vârstă, la o conferință, și din emoțiile alea să pleci. Că te ține motorina două luni, atât să se gata motorina. Să gata să via acasă. Nu e suficient să ai pasiune de moment, entuziasm, un moment după botezul cu Duhul Sfânt. Misiunea trebuie pregătită din tinerețe. Misiunea este o știință grea. Trebuie să știi ce crede musulmanul, trebuie să știi ce crede uh, budistul, hindusul. Am studiat zile întregi ce cred hindușii. Studiez de doi ani ce cred musulmanii. Credeți că e așa de ușor? Păi dacă pentru uh, reparat mașini, pentru un șap de mobilă, pentru știu eu, trebuie să știi. Chiar credeți că lucrarea lui Dumnezeu se face așa? Și asta este una din marile probleme a bisericii români, românești. Suntem specializați fiecare acasă pe ceva, dar în biserică suntem toți specialiști. Tocmai de aia nu mai poate respira păstorul, că toată lumea știe ce trebuie să facă păstorul. Toată lumea știe cum ar trebui să fie misiunea. Toată lumea știe cum ar trebui să se poarte dirijorul sau omul de la ordine. Frații mei, ni se pare că știm. Și în domeniul acesta trebuie pregătire. Ni se pare nou așa că Dumnezeu așa la întâmplare a aruncat cu zarul și a picat în capul lui Pavel. Pavel a fost un om învățat. Ni se pare nouă că apostolele a 12 au fost ales la nimereală. De ce oare trei ani de zile Iisus nu i-a lăsat să facă mai nimic? Decât pentru o perioadă foarte scurtă, practică, o practică de vară, pentru că nu erau pregătiți. Umblaseră cu Iisus, îl cunoșteau, dar nu erau încă pregătiți. Sfătuiesc tinerii să se pregătească, există meserii, care se pliază cu misiunea. De exemplu, nursing este una din cele mai căutate meserii în lumea musulmană. Pentru că musulmanii nu se ating de oameni bolnavi. Este o meserie dirty, o meserie unclean și în spitalele din Arabia Saudită și din cele mai grele locuri există mulți creștini care lucrează ca nurse pentru că musulmanul nu se duce la spital. Este o oportunitate ca printr-o meserie să aduce Evanghelia și să slujește acolo. Există medicina care ajută foarte mult în lucrare. Există informatica, oameni care cu calculatoarele pot să meargă să facă misiune. Acest tent making. E vremea să ne informăm, e vremea să ne pregătim, să mergem intentional, să mergem ca oameni pregătiți într-o direcție, nu doar spontan, nu doar bazat pe o emoție de la o conferință, ci să ne pregătim, să ne facem planuri, să ne dorim, să visăm de tineri și o să fim gata să mergem pe câmpul de misiune a lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Cum, dragii mei, se cere o, 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 aplicație foarte practică. Uh, mi amintesc că și eu m-am dus și n-am fost pregătit și tocmai de aia sfătuiesc tinerii să fie pregătiți, să înceapă să guste asta. Mă amintesc că n am mers noi prima oară, poate v-am mai spus, credeam că ne ajută zelul, schimbăm India și nu s-o prea schimbat. India, dar n-am schimbat noi mi amintesc câtă râvnă aveam și ne-am dus acolo și nu știam mai nimic. Nici Biblia nu știam bine, nici... Și nu merge așa. Nu știam nici limba, mi-am amintesc că am predi... o predicat un coleg despre Pavel. O predică întreagă despre Apostol Pavel. Și sunt toată America asta, indienii, dar who's Pavel? Păi zic, cum? Pavel? Niciodată n-am știut că it's Paul, Apostol Paul. Și m-am gândit, hey, wake up, go home. Învață măcar atâta că se zice Paul, nu Pavel. Misiunea nu e numai gălăgie și entuziasm și vorbire în alte limbi. E nevoie de o pregătire temeinică. A fost un efort supranatural pentru noi românii să învățăm. Să nu mai spun când mă întreba un coleg, mă, vreau să predic despre răpire, zice. Cum zici răpire? Mă, scotoceam așa bine prin colțul minții, zic, mă, cred că rapture. Zice, la leu, zice, eu până acum am predicat numai de kidnap. În limba română, și si kidnap, și rapture se aduce tot prin răpire. Și am zis, oh my God, who's going come to Jesus if he's going kidnap us all? Nobody. Vedeți cum ignoranța de foarte multe ori este o piedică în calea lucrărilor lui Dumnezeu? Pentru că nu știm și nu suntem pregătiți. Acum ne ridicăm în picioare și mulțumim Domnului pentru seara aceasta în care Dumnezeu ne-a vorbit, ne-a binecuvântat. Îi mulțumim Lui pentru toată duminica, El să fie lăudat în veci. Ne rugăm cu toți.